E, acum dacă vreți să intrați, însurăței și-au împărtășit bucuria cu rudele și apropiații pe care au ținut să-i aibă alături la fericitul eveniment. Au cântat, au dansat și și-au împărtășit povestea de iubire. Casă de piatră și liniște și dragoste împreună, în continuare dragoste, chiar dacă vine și zile grele, că mai sunt în casa omului și greu și ușor, na. Dacă a ajuns așa și până aici, eu îl doresc să ajung la 75 de ani împreună să fie. Doamne ajută să fie cu bine și așa. Sunt niște fericiți pentru că au putut să ajungă la 50 de ani. Eu îi felicit din suflet și ar trebui dumneavoastră să luați exemplu lor. A văzut-o, i-a plăcut și s-au luat. Extraordinară. Încă aproape îmi vine să plâng de bucurie, să știți. Pentru că am dus o viață un pic cam grea cu operația mea fără picior. Dar m-am împăcat foarte bine cu femeia. Așa și trebuie. Eu le dau exemplu la tineret, la nepotul, de exemplu. Și la nepoții ceilalți. Și doresc, am avut soția care a ținut, ea a fost un fel de doctora mea, că am avut probleme grele. A spus da la 18 ani și acum sărbătorește nunta de aur alături de alesul inimii sale. 50 de ani de căsătorie, mă simt ca prima zi când m-am căsătorit. Și dacă ar fi să fiu iar tânără, tot pe el l-aș alege. Atât de bine ne-am înțeles, să dea Dumnezeu să fie bine și pentru copii și pentru nepoții mei. Nu, dar problema e ca să îmi crești și mie nepotul. Ți-l crește mama aia, cât poți să trăiesc, ți-l cresc. Simpaticul cuplu ne-a dezvăluit secretul longevității în doi și a ținut să ofere și câteva sfaturi pentru tineri. Secretul dragostei. Dragoste învinge orice. Sinceritatea, înțelegerea și tot ce se poate. De-aia am ajuns până acum. Și mulțumit și mulțumesc lui Dumnezeu și ei. În primul rând că am crescut nepoții și am trăit să-i văd mari.